Superliga vă este oferită de Superbet. Conor, mă, nu-i mai păcălit. Bine, acolo a fost. Da, e la aceea zonă. Încă o dată, dar mingea asta cu doi jucători care cred că se cam încurcă între ei. Oricum, continuă impresia asta că Oțelul e echipa care dă tonul. Interesant, Alex Pop, golgheturul Oțelului și-a împărțit junioratul între Ucluj și Academia lui Hagi și viitorul lui Hagi. El este un român născut în Argentina, unde probabil că lucrau părinții lui la vremea respectivă, dar a venit în România de când era mic. Teaptă și deja s-au retras jucătorii Clujului. Totuși, Cosmine, hai să vedem centrala asta lui Miguel Silva și după aia vreau să spun ceva. Este o ocazie mare și este gol! Balon respins prost de apărare. Un șut din unghi, cred că Gorcea n-avea voie să fie învins de Masiel de acolo. Dar Masiel înscrie, face 1-0 pentru Oțelul la prima ocazie din acest meci. Și vreau să vă spun că Oțelul în ultimele partide a câștigat de fiecare dată, a dat gol de fiecare dată pe final. Cu Craiova în cupă, în prelungiri, cu Oțelul, cu Dinamo în minutul 90, cu Voluntariul în minutul 90, acum cu Clujul. Tot în minutul 90. Ei au scos un punct mare acolo la Voluntari. Bine, nu neapărat pentru ei, a pierdut Voluntariul, două puncte imense acolo. Etapa trecută, cu Dinamo două puncte câștigate în prelungiri și cu echipe cu care la momentul ăla ei erau în luptă totuși pentru evitarea retrogradării. Acum două... Ia să vedem aici dacă totul este regulamentar, să nu avem vreo etapă. Aici nu e nicio problemă, clar. E deviată oare ușor de Kipciu? Bine, după părerea mea stă drău Pițian în primă fază, pentru că am avut impresia că au vrut să-l lase în offside, dar Pițian era a 2 metri, îl ținea în joc. Eu cred, chiar dacă mingea trece printre picioarele lui Kipciu, că și Gorcea putea să facă mai mult, cred. Ajută destul de tare. E tare, vine de aproape, adevărat că într-un oarecare unghi. Este a șasea reușită a lui Masiel în campionat. Într-o perioadă în care, într-adevăr, Clujul avea așa inițiativa. Obține victorie. Iată-l pe Popa, Popa în duel cu Sise, acțiune destul de bună cu Rogolic, Nistor! Oh, e bună asta. Nu e pe poartă, dar e mai important șutul decât al lui Gheorghe. Mi s-a părut că Pap a văzut mingea târziu, a plonjat târziu, nu cred că a dat bine, a dat foarte bine Nistor. N-a dat perfect, că altfel era în poartă. Dă bine. Vede bine colțul lung. Șansă mare totuși, chiar dacă nu vorbim nici măcar despre un șut pe poartă. Că dacă era pe poartă, scorul era egal acum. Doi. Îl recomandau la Națională. Oh, ce preluare! Ce frumusețe! Rămâne bine dintr-un luft, rămâne la el, jos la Beira. Ce frumusețe! Stau și mă întreb, chiar așa a vrut să o facă? Da, cu siguranță. Fii atent să vezi. Vreau să vezi că e clar că așa a vrut să o facă. Dar după aceea a luptat. Întrebător din luftul ăla, uite puțin. Clar asta a vrut să facă, uite. Cum? Asta face, superb. Dar aici luftează, dar rămâne nu bine. Nu, de el rămâne perfect. Da. Dacă ar fi vrut el să-și o așeze, deci așa bine. Deci preluarea asta este una dintre cele mai frumoase faze ale campionatului. Măestrie totală. Se vede clar că așa este... vrea. Bergkamp a dat așa un gol, acum mai țin este minte, pe vremuri în Liga Campionilor. Denis Bergkamp. Super fază. Și uite cum se mută la poarta cealaltă. Nu mai de că este superbă pentru și perfect. Echipa, pentru echipa te face, te simți bine. Depășește orice așteptare. Excelent, Cisotti! Putea să fie 2-0. Mă așteptam la un șut mai bun, drept că execuția nu este ușoară, pentru că mingea vine din nu spate. Nu e, să prins colțul. Dar mă așteptam mai multe de la el. Avea timp să-și oprească mingea asta, probabil că era mult prea tentant să dea la poartă. Pasa bună dată de Jelev, foarte bună. Ai, când te uiți aici la reloare, parcă nu-i chiar așa greu. Asta e faultă galbenă lui Masiel, asta lui Kipciu. Și cum mai el s-a lovit? Și nu scapă. Fără discuție. Arbitrarul vindicat, nu, n-au fost probleme, așa... Este genul de meci pe care multă, ți-l dorești. Foarte multă încrâncenare, mai ales acum, sigur, pe final. Că arbitru îți dorește un asemenea meci. E roșu? Mai avea un galben? Niciunul nu l-am văzut.
cred că mai avea un galben de atunci, de când a luat Kipciu. Cred că a luat și el galben la faza aia. E posibil și când nu l-a arătat nouă. Și n-a făcut nimic. I-a făcut acolo ceva, din potrivă l-am admirat pentru că nu s-a... Pentru că s-a abținut să nu facă nimic. Rămân în 10 cei de la Oțelul. Incident al lui Masiel cu Gorcea, care vrea să-l grăbească. Nu, luat ceva mai devreme. Da, atunci cu Kipciu. Nu. A luat-o cu câteva minute. 7-6 și Kipciu 7-7. Așa scrie cel puțin pe site. Nu știu.